numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, sub atmosfera duhovnicească a cântărilor și sub atmosfera duhovnicească a Sfintei Liturghii, iată ne aflăm la finalul sărbătorilor de iarnă, și anume cele trei mari praznice împărătești legate de persoana Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea, tăierea împrejur sau botezul legii cele vechi după rânduiala lui Avram și botezul sau epifania pe cetea botezurilor din Vechiul Testament, pentru că de aici înainte personalitatea Mântuitorului Iisus Hristos este marcată prin glasul cuvântului lui Dumnezeu din veac, care vine și spune: acesta e Fiul meu iubit, pentru care am binevoit pe El să-L ascultați. Și așa cum era firesc, ați văzut la fiecare praznic mare împărătesc, sunt rânduite în așa măsură sărbătorilor, sărbătorile să cuprindă tot materialul teologic deodată. Duminica de dinainte de botez, duminica de după botez, duminica de dinainte de naștere, duminica după naștere, duminica de dinaintea Sfintei Cruci, duminica de după Sfânta Cruce. Și de ce lucru acesta? Tocmai pentru că în acest praznic și în această conjunctură, e atât istorică cât și dogmatică ca revelație, avem de-a face cu trei lucruri. Unu, implicarea cerului, care negreșit nu aparține nouă, ci voii dumnezeiești. Avem implicarea personajelor din interiorul acțiunii praznicului, deci cei care au fost în preajma Mântuitorului, Iosif, Fecioara, Arhiereu, Templu, Legea cea veche, oamenii, conjunctura vremii, magii, Irod și așa mai departe, iar în praznicul de astăzi întâlnim același lucru, deci personalitatea marcantă a Sfântului Ioan Botezătorul, care de fapt este și personajul central, care ne arată că sub influența revelației a venit să boteze pe Fiul lui Dumnezeu. Și a spus, mi-a spus mie, consemnă Sfântul Ioan Evanghelistul în Sfânta Evanghelie, că peste cel care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Acum întrebarea este, cine i-a spus? Duhul prorocesc. De aceea îi spune prorocul și înainte mergătorul. Deci Duhul prorocesc, adică puterea Duhului Sfânt, aceea i-a descoperit. Și ce fel de descoperire i-a făcut? Întâi i-a făcut o descoperire în chip dumnezeiesc, la nivel de inteligență și rațiune, pentru că prorocii au scris. Ați văzut, Isaia a scris că Fecioara va lua în pântece. Ce putea el, Isaia, cu 600 de ani înainte de Hristos, să apuce de scris prorocii de genul ăsta, sub influența Duhului Sfânt. În momentul în care prorocia s-a împlinit, avem confirmarea că profetul a fost unul adevărat și nu a fost un proroc fals. Pentru că noi avem prorocii principale, deci care țin de mesianitatea Mântuitorului și le avem consemnate în Sfânta Scriptură, dar în același timp avem și prorocii laterale sau secundare cu care lumea se îmbălsămează la minte, uită puterea și adâncul Sfintei Scripturi și rămân legați de anumite chestiuni. Chiar să spunem o prorocie de săptămâna trecută, care circula pe aici și a lăsat-o cineva, a strecurat-o, că așa sunt prorocii de demulte, și-au și strigau în târguri. Prorocii de demulte și-au și strigau la templu sau în ulițe sau aduceau zapisele lor, cum îi vedem pictați prin icoane. Acum prorocii moderni nu fac așa, vin, strecoară, lasă materialul undeva și dispar. Și era într-o zi o prorocie pe aceea scrisă undeva și spunea așa: pusnicul Zosima din munții Rarăului, care l-a cunoscut pe Sandu Daniel Tudor, cel de la Rugo Aprins, ne spune că în 2011 în orașul Iași va fi un mare măcel. Se poate să tai animale la abator. Se poate să omoară copii la obstetrică și ginecologie, câte 50, 60, 80 pe zi, poate în tot orașul. Sigur că e un măcel. Dar
între a proroci după ureche și între a proroci după cuvintele Sfintei Scripturii, e o mare diferență. Și așa că noi, de tocmai de aceasta, după duminica, după botez, pentru că n-a avut timp în timpul praznicului biserica să cuprindă Evanghelia cuprinzătoare a Sfântului Ioan Botezătorul, acum se pune accentul pe Ioan Botezătorul și pe cine? Pe celălalt, profetul și arhiereu cel veșnic Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos, care este și El cel prorocit. Și ce spune despre Mântuitorul? Că imediat ce s-a botezat, a plecat în părțile Galilei, a trecut prin Nazaret, unde nu era prea apreciat. Știm și din Evanghelie, oare poate să iasă ceva bun din Nazaret, dacă vă aduceți aminte Evanghelia care se citește în Duminica Ortodoxiei și la care răspunsul este unul simplu, vino și vezi. După aceea, a trecut în Capernaum, unde a făcut foarte multe minuni, iar aici era legată de prorocia tărâmurilor sau marginilor lui Neftali și Zabulon, ca să știți cine sunt și ăștia, că o să trăiți cu impresia că ce mai vorbe sunt și astea. Ei, Neftali și Zabulon, sunt doi patriarhi din cei 12, din fiii lui Iacov, care au împărțit pământul. Efraim, Manasi, Rubin, Simeon, Levi, Iuda, Veniamin, Iosif și așa mai departe. Eu nu-i țin minte pe toți. Dar de ce v-am spus? Ca să știți despre ce e vorba. Deci când spune pământul Neftalimului și al Zabulonului, era pământul care l-a primit ca zestre cei doi copii din 12 a patriarhului Iacov. Și atunci Mântuitorul a călcat și pe acolo ca să arate că și pământul acesta al Zabulonului și Neftalimului nu este mai mic ca celelalte pământuri. Cum a fost Iudeia, Palestina, Betleemul, Ținutul Vitavarei, Ținutul Ienom, unde s-a dus Ioan apoi și a botezat, pentru că aici să creasă deja o mică polemică la nivel de mentalitate umană. Vin ucenicii la Ioan Botezătorul și îi spun: cel despre care ai spus tu că este mielul lui Dumnezeu și ridică păcatul lumii, dincolo de Iordan, și el a plecat în, Mântuitorul a plecat în activitatea lui mesianică, botează și el ca și tine și foarte multă lume merge după el. Ca într-un fel, ucenicii s-au adresat: păi tu ce faci? Tu l-ai propovăduit pe el și acum el îți ia clientela, cam așa în termenul minților. Și atunci Ioan Botezătorul le dă dumnezeiescu răspuns: mie mi-este să mă micșorez ca el să crească. Și nu durează mult, și micșorarea lui Ioan nu era din scăderea reputației, ci era încetarea activității pe care a avut-o de îndeplinit înainte mergător și propovăduitor al Domnului. Este prins de Irod, fiul lui Irod cel Mare, care l-a urmărit să-l taie cu sabia când era mititel. Este închis pentru că îl mustra pe acesta că îi furase pe cumnată sa, pe nevasta lui Filip, și se desfrâna în taină sau chiar și pe față, fără rușine. Și atunci Irodiada joacă frumos, cere capul lui Ioan Botezătorul, asta țin de altă conjunctură, și el este totuși închis în temniță. În momentul în care Iisus aude că este închis în temniță, începe el să boteze, cum confirmă Sfânta Scriptură, dar vine să aducă botezul nu numai cu apă al spălării păcatelor, ci cu Duh Sfânt și cu foc. Și tot în această conjunctură au loc mai multe întâlniri de taină, dintre care cea mai semnificativă nu este numai cu Andrei, fratele lui Petru, din Betsaida Galilei, fiul lui Iona Pescaru, ci este vorba de întâlnirea cu Nicodim, căruia îi spune un singur lucru foarte important: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, a doua oară nu va intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Și să mira Nicodim, cum poate omul să nască mare fiind? Și atunci Mântuitorul îi dă o prorocie din asta, un răspuns din asta revelat, dar foarte înalt: Duhul suflă unde voiește. Adică cei ce primesc prin credință pe Duhul Sfânt vor fi plini de Duhul Sfânt. Și nu mai comentăm, că nu ține de problema în sine. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos se stabilește în Capernaum și în partea Galilei, adică Galileea neamurilor, El va face acolo foarte multe minuni.
luați Noul Testament și le găsiți toate, începând de la sluga sutașului, de la mulțirea pâinilor, de la predica de pe muntele fericirilor, de la pescuirea minunată, nu stăm să le amintim. În momentul însă, deci în momentul însă de a începe această propovăduire, Iisus Hristos este trecut prin două acte. Un act dumnezeiesc, îngăduit de puterea lui Dumnezeu, ispitirea în pustia Carantania, deci locul acela primejdios și prăpăstios la poalele cetății Erihonului, unde era un munte înalt și spune că Duhul l-a dus în pustie. Acum rămâne de văzut, și aici trebuie exegeții să fie atenți, dacă Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie, dar se pare categoric că porunca Tatălui, care conlucra cu Fiul din veac și mai înainte de toți veci, a poruncit ca Fiul omului, cel întrupat din Fecioara Maria, deci Iisus Hristos în omenit, să se ducă în muntele Carantania și să treacă prin cele trei etape de ispitire. Și cele trei etape de ispitire fiind cererea pâinii, că a spus dracul, ești Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, fă pietrele pâine, unii comentează și spun exegeții că diavolul a vrut să-l arunce în lăcomie, că putea să spună unei singure pietre, fă o pâine. Nu pâine, pâini mai multe. Dar Mântuitorul a arătat într-adevăr mai târziu că poate face pâine cum? Înmulțind pâinile și pești și hrănind ca la 5.000 de oameni afară de femei și copii și rămânând și 12 coșuri de frămituri. Deci era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, dar Satana n-a știut să chipzuiască, deci nu știa cum să abordeze cuvântul cel veșnic și într-adevăr dezarmonia între întuneric și lumină era prin faptul că nu putea întunericul să amestece cu lumina. Deci Satana nu mai avea comuniune cu Creatorul, deci nu mai era înger luminat, cum a fost altădată, și atunci fiind înger întunecat și mintea lui era limitată. Și când mă refer la limitată, dacă vă aduceți aminte, când îngerii au căzut, care au gândit rău sau făcut demoni, care au gândit bine și au întors fața spre Dumnezeu la comanda arhanghelilor, au rămas strălucitori. Dar de-abia la înălțare a avut grijă Iisus, din treaptă în treaptă, să-i stabilească în ce? În har. Deci Satana nu mai are stabilire în har, este într-un rău continuu, într-o cădere totală, într-o cădere permanentă, dar, după cum spune și Filocalia și unele învățături, este totuși în atenția milostivă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ar putea să-l desfințeze pe dracu, dar n-am mai avea noi chirurgii păcatelor noastre să vedem cât de proști neputincioși suntem când ne ia Satana în primire. Un alt lucru care trebuie consemnat, ispitirea cu aruncarea de pe aripa templului este extrema cealaltă a credinței creștine, când omul este obligat ce să facă? Este obligat să-l ispitească pe Dumnezeu în dorința de a vedea cât de mult El există, cât de mult El lucrează, cât de mult am sporit noi. Și aici chiar să citea într-o zi la Pateric foarte frumos și mi-a plăcut când se citea la sfârșitul liturghiei despre un oarecare călugăr sporit care stătea în pustie și a venit dracul în chip de înger, l-a amăgit de câteva ori, a spus un să găsească un hoț, averea pierdută, furată de bandiți și așa mai departe și nu în cele din urmă i-a spus acum, pentru că tu ești călugăr, trebuie să arunci mantia și să te ții de ea că eu te voi purta prin văzduh. Starețul auzind și ajungându-i la ureche treaba aceasta, a venit acolo sus pe munte, l-a legat pe călugăr cu o sfoară de o piatră mare, de o creasta muntelui, s-a prins și el tare de el și cu rugăciune, când a venit dracu să-i smulgă mantia și să-l ducă, a dus mantia până în văzduhul cerului și când i-a dat drumul s-a făcut praf și pulbere și a spus dracu, nenorocitule, nu e mintea ta, bătrânul tău te-a luminat, tu nu știai, ai fi căzut în mare înșelare. Și bătrânul i-a spus, vezi, în locul acelei cârpe făcută bucăți și zdrențe, puteai să fii tu, nenorocitule, pentru că te-ai înălțat cu mintea unde nu trebuie. Deci cam același lucru fac și creștinii noștri câteodată, când încep să alunece. Unul simte că are energie în mâini, mare bioenergoterapeut. Unul simte că are energie în cap, e mare tot știutor și a toate văzător și începe să explice din cartea de tarot, din cafea, din bobi, din tot felul de prostii din astea inventate de oameni. Și nu în cele din urmă,
deci nu în cele din urmă, pentru progresul culturii noastre sociale, deci pe lângă cabinetul de avocatură sau psihologie sau psihiatrie, o să avem și cabinetul vrăjitoarelor instruite, deci cele care ne învață cum să sărim de pe aripa templului fără să ne învătămăm. De ce v-am spus? Este o nouă formă de ispitire care Iisus a trecut-o cu brio prin faptul că s-a și adresat direct cuvântului satanicesc care îl îndemna, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Deci nu-L ispitiți pe Domnul Dumnezeu. Lăsați să se reveleze El singur în inimile noastre pe măsura cât merităm. Dacă meriți să se rezolve o problemă, sigur se va rezolva. Dacă meriți să nu se rezolve o problemă, nu se va rezolva. Pentru că Mântuitorul a spus de multe ori, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți. Noi, într-adevăr, și cerem și vrem, dar nu toate ne sunt de folos. Și ultima ispitire, toată averea mea ți-o dau ție, deci iată încă un semn prin care dumnezeirea se lamentează la ceea ce este material, și aici putem să facem și într-un concurs de împrejurări o remarcă de genul acesta. Eu am sesizat-o de multe ori, e părerea mea personală, nu vă împărtășesc ca lege, ci ca părere. Unii oameni cred că dacă se îmbracă frumos când vin la biserică, liturghia e mai primită. Unii oameni cred că dacă au o avere colosală, sunt mai importanți decât cei care nu au. Sau unii oameni, dacă cred că duc o viață extra mondenă, sunt mai altfel decât alții. Nu, dragă, toți murim la fel. Deci toți închidem ochii în același mod. Toți vom sta în sicriu cu mâinile pe piept, poate unii nici nu vor apuca ziua aceea. Sau dacă e să facem o altă afirmație, toți mâncăm cu o singură lingură. Indiferent că este de aur sau de metal, mâncarea are același gust. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Mântuitorul s-a adresat satanei cu acest cuvânt. Înapoi a mea, Domnului Dumnezeu să te închini și lui unuia să-i slujești. Și tot în Sfânta Scriptură este un verset care spune așa. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, adică împlinirea poruncii după cuviință, că celelalte se adaugă vouă. Și la această mărturie avem pe strămoșul patriarh Avram, care a lăsat toate și a plecat fără să aștepte altă poruncă. I-a spus Dumnezeu, ieși din pământul tău și du-te unde te trimit eu. Nu l-a întrebat, dar este apă, este asfalt, rețea electrică, gaz, metan, ce fel de impozite să pun acolo, ce fel de împărați, ce fel de stăpânitori, dar ce miesă la afacerea asta? Nu. S-a dus unde i-a poruncit Dumnezeu. Și tocmai această ascultare l-a făcut din Avram. Avram, adică om al înălțimilor și a cugetării înalte, și cu asta v-am spus tot. Întorcându-ne la personalitatea lui Ioan Botezătorul, vom vedea că acesta știe să iasă din tabloul istoriei și a Sfintei Scripturi cu multă înțelepciune. Nu le spune ucenicilor săi ce v-am învățat eu până acum, nu-i pe măsura înțelegerii voastre, sau v-am spus prea puțin, sau v-am spus prea mult. Îi cheamă la el pe ucenici și acum arată și Scriptura, afară de Ioan Evanghelistul, care i-a fost ucenic, afară de Andrei din Betsaida Galilei, undeva în Evanghelia lui Ioan, arată că era undeva ca la 12 bărbați. Deci Ioan Botezătorul a avut câțiva discipoli serioși care îi urmau învățătura și sfatul și îl ajutau în activitatea de înainte mergător pe care o desfășura. Dar aceștia, la rândul lor, au fost instruiți să primească poruncă prin ce? Prin a cerceta, prin a găsi, prin a căuta, prin a instrumenta. Nu a merge așa ca în necatul. Și a spus așa, mergeți la învățătorul, la rabi, că așa era, deci de aici se vede că Mântuitorul a fost respectat, un om al vremii. Pentru că în momentul în care Ioan și cu Andrei l-au întâlnit, l-au întrebat așa, rabi, unde locuiești? Adică ne-ai primit să stăm în jurul tău să ascultăm? Și Evanghelia consemnă acest lucru cu mare seriozitate și spune că au petrecut multă vreme în intimitatea lui Iisus, adică în mijlocul ucenicilor, i-a primit ca pe prieteni. Și în același timp, Ioan le mai cere un lucru, mergeți la el,
la rabi și întrebați-l, el este sau pe altul să așteptăm? De ce a pus această întrebare Ioan Botezătorul? Era convins că acela este. A vrut ca prin ceea ce îi va învăța Hristos, ei să poată să înțeleagă că misiunea lui s-a încheiat și de acum trebuie urmat învățătorul cel mare, adică adevărata lege. Și atunci Hristos a dat răspunsul de care era nevoie, orbi văd, șchiopii umblă și așa mai departe, nu stăm să discutăm, am vorbit și acum 2-3 zile. Și vă fac afirmația că în momentul când ucenicii deja s-au întors, Ioan era cu capul tăiat. Deci Irodiada deja târguise capul înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Deci în bunătatea lui de învățător și de profet, n-a vrut să aibă parte nici de acea mascaradă obișnuită, pământească și zarvă la decapitarea lui, ci a vrut să se petreacă în mare taină, în mare liniște și să nu mai facă niciun fel de zgomot în jurul evenimentului, pentru că cel mai important eveniment în momentul de față era de acum propovăduirea lui Hristos. Luând și analizând personalitatea lui Ioan Botezătorul, că avem de-a face cu ea astăzi, fiindcă este vorba tot de un personaj din taina botezului de la Iordan, trebuie să țineți minte un singur lucru. Născut în primul rând din rugăciuni fierbinți și prin semn dumnezeiesc, tot în urma unei revelații, când Zaharia mergea la templu să cădească în săptămâna de rând la Sfânta Sfintelor, să taie vițelușul, să stropească altarul cu sânge pentru spălarea păcatelor oamenilor, i-a ieșit și a apărut arhanghelul în față și i-a spus, vei avea un fiu, el s-a îndoit și i-a spus, nu vei mai vorbi până nu vei vedea minunea cu ochii. Bineînțeles că a ieșit mut, zăbovind, oamenii au înțeles întâmplarea. Ioan Botezătorul trece și el prin trauma împăratului Irod, care căuta toți pruncii și ca să fie cu siguranță că a ucis tot ce s-a născut, de la 2 ani în jos hotărâse să-i taie, cam de atunci începuse zvonurile despre pruncul minunat. Și bineînțeles că Zaharia, fiind la biserică, nici prin cap n-avea ce se întâmplă cu pruncul acasă. El își vedea de slujba lui. Ostașii l-au întrebat și l-au tăiat între templu și altar. Iar Elisabeta, auzind țipătul, pentru că Iudeea este un pic mai sus, Ierusalimul e un pic mai jos, avea și panorama deschiderii vederii de sus în jos, când te uiți pe un deal în vale, și văzând că vin ostașii, și auzind țipete și-a dat seama că ceva nu-i în regulă, a luat pruncul și a luat-o spre munte, munte însemnând ceva 300, 400, 500 de metri maxim, deci nu ca la noi 1800 sau 2000 sau ce ori mai fi fiind prin țară, vârfurile astea mai înalte, deci un fel de dealuri, de podișuri mai joase la nivel de munți pentru Țara Sfântă, dar sunt și în munți înalți, toată pustia când te uiți, de exemplu, de la Sfântul Teodosie sau de la Sfântul Sava, nu vezi decât munți goi roșii care au minereu de fier în ei și de aramă și de cupru, care merg cât să vede până în Africa. Un alt lucru care trebuie să-l țineți minte, Elisabeta, pusă în conjunctura de a pierde pruncul, dar știind că l-a primit de la Dumnezeu prin marea descoperire și arătare așa cum a fost rânduit, se adresează cerului, adică lui Dumnezeu, și spune, munte, deschide-te și înghite pe prunc și pe muma lui, și în clipa respectivă se face ca o peșteră, crește un izvor, un finic, știți ce-i pomul ăla care face curmale, 3, 4, 5 de alea, dacă bei și mănânci o cană de apă, ești sătul toată ziua. Și a stat acolo un an de zile alăptând pruncul, fiindcă muntele s-a închis la loc, ostașii s-au dus, au trecut, a crezut că s-a pierdut, cine știe ce s-a întâmplat. Iar în momentul în care pruncul a crescut cu Duhul, a fost învățat mai departe de înger legea lui Dumnezeu. Și de unde știm că avem de-a face cu o persoană importantă din punct de vedere intelectual, mă refer nu ca inteligență că a învățat 8 clase sau 12 sau a dat capacitatea, nu asta. Inteligentă spiritual. În momentul când apare în pustie, oamenii vin să-l vadă de cealaltă parte de Iordan, de prin Galileea, de prin Ierusalim, de prin Palestina, de prin jurul Iordanului, de prin toate ținuturile. Spune Scriptura. Și ce au făcut oamenii? Ce fac babele când vin la biserică? Părinte, am un examen. Părinte, am un proces. Mi-am pierdut locul de muncă. Am o datorie. Am un credit la bancă. Fiecare cu problema lui. Și Ioan Botezătorul,
ca cel care ar fi trăit de când lumea în societate, le spunea la fiecare ce trebuie să facă. Și au zis vame și cu noi cum să fie? Și a spus, voi să nu luați nimic în plus decât ceea ce este rânduit. E o formă abstractă de a, convinge mai târziu cuvântul Mântuitorului cu spusele care s-au adresat lui Petru. Vine la Mântuitorul un strângător de bir și întreabă, noi să cade să dăm dajdie cezarului, referindu-se că sunt apostoli. Și Mântuitorul a spus, dați-mi un dinar. Al cui cap este pe dinar? Al cezarului. Pe atunci dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Nu vă sustrageți de la îndatorirea socială, pentru că pe această îndatorire merg toate cârmuirile societății. Deci unul din păcatele pe care poți să-l spui la spovedit este și acesta. Am fraudat statul, că de fapt fraudând statul, deci nu guvernanții mizerabili, ci statul în sine, legea fiscală, deci tu nedreptățești alte, un cămin, un spital, un azil de bătrâni, o maternitate, o casă de asigurări și așa mai departe. Și ce faci prin asta? Perturbi programul. Ei, Mântuitorul i-a spus lui Petru, du-te la mare, dă cu undița, primul pește care va veni deschide-i gura și adă ce găsește acolo. Și ce era? Un ban, un sicli. Și-a plătit dajdea. Cine a lucrat aici? Dumnezeu. Ce a vrut să arate? Că pământul este cel ce ne dă roada, pământul este cel ce ne hrănește, ne îmbracă, ne ține, ne suportă, ne înghite, ne astupă să nu mirosim și noi trebuie să-l respectăm și să ne folosim de el. Și de ce tocmai peștele? Să arate că creștinismul este dator cu dajde cezarului și din lucrarea dumnezească va avea din ce trăi prin faptul că tot în Sfânta Scriptură spune acolo din lâna oilor să te îmbraci și din laptele lor să te hrănești. Adică ceea ce se întâmplă la nivel de biserică se numește tot impozit către stat sau datorie către cezar pe care ești obligat să o plătești, deci nu poți să te abstracți de la datoria respectivă. A fost și singurul mod al bisericii de a penetra stăpânirea romană, care nu e interesant ce crezi, mai mult o interesa să-ți plătești îndatoririle fiscale și cu romanul erai pe bune, deci el n-avea nicio treabă încă te și apăra. Și a fost modul cel mai ușor de penetrare și de pătrundere între stăpânire și biserică. Și Mântuitorul tocmai de aceea s-a adresat ca să arate că datoria pe care o ai față de cezar trebuie să o faci. Ce a spus Ioan Botezătorul? Să nu luați mai mult decât este rânduit, deci cine v-a pus impozitul, luați-l cât l-a stabilit. Și altceva nimic mai mult. Altfel să nu faceți. Vedeți ce frumos? De unde știa Ioan Botezătorul ce e la vamă, ce el a lucrat vreodată în vamă? Duhul Sfânt. Vin ostașii și întreabă, zice, dar noi ce să facem? Voi să vă primiți leafa ce vi se cuvine, să ascultați de generalii voștri, de mai mari voștri, să nu siluiți, să nu bați jucoriți, să nu furați, să nu prădați, să nu stricați. De unde știam Ioan Botezătorul cu ce se ocupă ostașii în societate? Păi se ocupau, asta era legea romană, prădau undeva, călăreau femeile, spărgeau case, luau aurul, luau averile, omorau oamenii. Mântuitorul le-a cerut și Ioan Botezătorul le-a cerut ca o pregătire de pocăință să faceți ceea ce aveți de făcut cu dreptate. Deci să nu faceți altfel. Și la fel i-a învățat pe fiecare în legea lor, nu stăm să repetăm același lucru de 10 ori, arătându-le că societatea este bunul mers al ceea ce se cheamă ordine sufletească, ordine materială, disciplină intelectuală, disciplină fiscală, legală și tot ce vreți, ce ține de cezar și de Dumnezeu. Și ultima și chiar interesantă și întotdeauna o amintesc, au venit și doi frați la Mântuitorul și a zis așa, fratele meu nu-mi dă partea de avere ce mi se cuvine. Noi obișnuim la întâmplări de genul acesta, că așa e în democrație, să venim repede la biserică. Părinte, am un proces cu toți frații, nu-mi dă partea de pământ de la mămuca, nu-mi dă peretele de la tătuca.
Și zice, părinte, să faci slujbe să-l pedepsească Dumnezeu. Nu îl pedepsește. Și să vă spun de ce nu vrea să-l pedepsească. În momentul în care Mântuitorul a fost întrebat de asta, știți ce a răspuns? Aveți cezarul pentru acestea. Eu nu sunt împărțitorul averii fratelui tău. Deci nu-i treaba lui Dumnezeu că tu nu poți împărți țarna în două și tragi un gai. Roagă-te, dar du-te și păzește legea. Ce-ți spune legea, aia faci. Și asta se cheamă proces din ăsta cu judecător și avem pilda și a judecătorului despre care se spune că s-a dus văduva pe capul lui și l-a țăcănit până ce judecătorul ce-a spus? A spus un lucru fenomenal. De oameni nu mi-e rușine. De Dumnezeu nu mă tem. Citiți în Scriptură. Dar pentru că mă obosește toată ziua ca să scap de ea, am să-i fac dreptate. Așa trebuie să-L obosim noi pe Dumnezeu până se plictisește de noi și ne face dreptate. Dar ce fel de dreptate? A Lui, nu a noastră. Căutați dreptatea Lui și împărăția Lui și celelalte să adaugă vouă. Deci pe lângă dreptatea noastră trebuie să fie și dreptatea Lui. Aici trebuie să avem grijă. Ioan Botezătorul n-a căutat dreptatea lui, ci dreptatea celui care va să vină. Și a spus despre el două lucruri. Nu-s vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei, nu-s vrednic să-i port încălțămintele. Evangheliștii scriu unul într-un fel, unul într-un fel. Dar ele se sincronizează perfect pentru că fiecare Evanghelie a fost scrisă la anul și la vremea ei. Anul 40, anul 60, anul 70, anul aproape 100. Deci undeva pe la 90-92, deci n-au fost scrise toate odată. Și atunci sigur că s-a sincronizat ideea, dar și după structura sufletească a evanghelistului. Luca e un mare povestitor, detailează, aduce în amănunt, scoate în evidență. Matei e foarte succint. Marcu dezbate anumite chestiuni care îi se par lui interesante. Ioan este tot dogmă. El vorbește strict și la obiect numai cuvinte ieșite din gura Mântuitorului. De ce? A stat mai mult lângă el, că era și ucenicul iubit. Și atunci a recepționat tot ce era mesaj divin. Nu și-a mai pierdut vremea, că aia s-a uitat înapoi, că a plâns, că a strigat. De aceea evangheliile lui sunt foarte, foarte concentrate numai pe dogmatică. Deci tot ce a revelat gura lui Dumnezeu. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul este modelul de creștin absolut, de călugăr absolut, de văduvă absolută, de bătrân absolut, de tânăr absolut. Deci el a penetrat toate păturile sociale și a dat sfat pentru ele, dar a avut grijă la urmă să pună punctul pe ce? Pe viclenia oamenilor. Și le-a spus așa, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și Ioan Gură de Aur, Crisostomul, spune, referindu-se la Hristos care s-a apropiat spre pustie, deci știa că vine din cer și a și confirmat glasul, acesta fiul meu iubit pentru care am binevoit pe el să-l ascultați. Dar în altă parte, la alt evanghelist, găsim pocăiți-vă, Mântuitorul n-a schimbat forma mesajului, a păstrat-o identică. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Altfel sună. Care este diferența între împărăția cerului și împărăția lui Dumnezeu? Ioan nu știa ce este în cer, fiindcă nu coborâse din cer. Mântuitorul a spus, eu știu de unde vin și unde mă duc. Eu mă duc la Tatăl meu să vă gătesc vouă împărăția cea pregătită vouă mai înainte de întemeierea lumii. Iată ce frumos, tot în Evanghelia lui Ioan. Deci Ioan nu venea de acolo ca să știe de ce a spus împărăția cerurilor, a văzut doar cerurile deschise și Duhul Sfânt ca de porumbel. Bănuiesc că strălucea, vă dați seama că nu era o cioară din asta ce zboară pe gard. Era un porumbel cu totul special pe care unii nici nu l-au văzut. L-au văzut cei curați cu inima. Și în momentul, repet, în momentul în care Hristos a spus împărăția lui Dumnezeu, vorbea de împărăția Tatălui Său, știa de unde vine. Eu de la Tatăl vin și la Tatăl mă duc. De nu vă voi trage eu, veți rămâne orfani. De nu voi trimite eu mângâietorul, el, dacă îl trimit eu pe acela, va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și o întreagă dogmatică, aici nu mă opresc, că vă plictisiți. Luați Evanghelia lui Ioan și citiți-o. În final și spre sfârșitul discursului, trebuie să înțelegeți trei lucruri. Ioan n-a subminat autoritatea Mântuitorului într-un nimic,
Mântuitorul n-a subminat autoritatea prorocului Ioan într-un nimic. Și aceasta este un punct de referință al Evangheliei de astăzi, că așa ar trebui să fim și noi preoții și păstorii, să avem o concordanță biblică între ceea ce învățăm și spunem, ca oamenii să nu se mai împrăște și să se divide în secte, erezii și alte mulțimi de învățături strâmbe care au apărut de-a lungul a 2000 de ani pe imaginea și pe parcursul drumului bisericii. Așa au apărut arieni, așa au apărut ereziile pnehmatomahii, nestorieni, manehieni, toate drăcovenile. Dar așa au apărut penticostali, jehoviști, baptiști, evangheliștii de ziua șaptea, apostolii Domnului, Lumina Sfântă de la Israel și alte nebunii care tot felul de nebuni au inventat, tot felul de biserici. Dar de ce mă refer la lucrul acesta? Tocmai datorită faptului că în momentul în care vii și ți se spune fă 10 mătănii, altul îți spune nu le fă. Unul spune, fă o catismă din psaltirea, altul spune, lasă băi, nu te lua, nu citi psaltirea, că nu-i bine. Altul spune, postește și te împărtășește. Nu, să nu te împărtășești, că e păcat, ești păcătos. Ei, aceste disconcordanțe biblice creează confuzia între credincioși și ce se iei împrăștiați și habar n-au cei cu ei câteodată, se împrăștie și mai rău și spune, dar ce a vorbit preotul ăla de rău de ăla și a spus preotul ăla de ăla așa și de ăla așa. Ei, tocmai aici vrea Ioan Botezătorul să sublinieze și Mântuitorul concordanța cuvântului lui Dumnezeu. Ce a spus Mântuitorul ucenicilor când au venit apostolii și au spus, uite acolo în cutare loc mai sunt niște oameni care scot draci și fac minuni ca noi, dar nu-s cu tine. Coboară foc din cer, pedepsește, ia o măsură. A cui duh sunteți? Dacă fac aceste minuni, chiar dacă nu sunt cu noi și nu sunt împotriva noastră, lasă-i. Deci, este loc pentru învățarea dreptei credințe pe fața tot pământul, dar este loc de iubire și de conlucrare, ca în momentul în care omul merge și aici și dincolo și dincolo și dincolo, să primească același cuvânt și aceeași învățătură, ca el să nu poată să aibă ieșiri din acestea, cum aveau saducheii, fariseii, cărturarii. Dacă nu era albă, era neagră, dacă nu era neagră, era gri, dacă nu era gri, era puțin mai întunecată. Deci, nuanța nu există în ortodoxie. Mântuitorul a spus clar, eu sunt cel ce sunt, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt lumina lumii, cel ce umblă în lumină, nu umblă în întuneric. Iar Ioan Botezătorul a spus clar, eu mă micșorez ca el să crească. Și ca să vedeți că nici Mântuitorul ne-a subminat puterea, când a venit la botez la Iordan, a zis așa, botează-mă, eu am nevoie de botezul tău, lasă asta, știu, lasă să împlinească cele scrise. Deci ați văzut? Lasă să împlinească cele scrise. Și a luat Ioan apă și a pus în creștetul stăpânului. Nu ca să-l spele, să sfințească apa, care e materia cea mai ieftină la îndemână la tot omul să poată boteza și sfinți prin ea. Și dacă ai sfințit apele, ai sfințit întreg universul. Cerul are nori și apă, microorganismele au apă, oamenii au apă, păsările au apă, plantele au plantă, în totul este apă. Și dacă circulă apa ca materie de sfințire, este și simbolul Duhului Sfânt care stă în tot ce e creat. Pentru că orice legătură din toate organismele, între carbon, carbon și toate celelalte microelemente, se face prin formula apei. Deci de aceea a sfințit apa și a primit botezul apă, nevorbind, necuvântând, neînvățând, ci tăcând și glasul din cer mărturisind. Acesta e Fiul meu iubit, întru care am venit.